Misiune importantă pentru 50 de elevi din județul Botoșani. Timp de o săptămână, copiii vor învăța în cadrul taberei de vară pentru situații de urgență să își protejeze propria viață, dar și să își ajute semenii. Timp de o săptămână, elevii vor învăța de la pompieri, medici smurd, dar și voluntari de la Crucea Roșie, cum să facă față unor situații dificile, participând la mai multe exerciții demonstrative, concursuri, dar și acțiuni interactive în domeniul situațiilor de urgență. La finalul taberei, aceștia vor primi o misiune importantă, aceea de a fi mesagerii pompierilor. Fiecare zi le rezervă copiilor surprize și noi provocări. Astăzi, elevii și-au început ziua cu un musafir surpriză. Câinele Gorun de la ISU Botoșani le-a făcut o demonstrație. Iar mai apoi școlarii au avut ocazia să urce într-o ambulanță smurd, să învețe cum se acordă primul ajutor, să vadă cu ce este dotat un utilaj de descarcerare, iar mai apoi s-au luat la întrecere într-o cursă cu obstacole. Aici este instalația de oxigen, în caz că pacientul are, colega voastră are saturația de 98, un puls de 80 și tensiune aici. În caz că pacientul are saturația mică, sub 80-85%, se administrează oxigen. Aici este o instalație pentru auto speciale. Ce crezi că poate fi asta? Ferestrău. Ce ar putea tăia pe el? Lent. Pe el să tai geamul, parbrizul. Hai! Până acum foarte frumos, o experiență foarte frumoasă. Invit mai mulți copii să participe la concursurile făcute de ISU. Și ce ai învățat în toate cursurile? Să mă autoprotejez și salvez și mai multe persoane. Experiența este inedită mai ales pentru că unii dintre copii nu au fost niciodată într-o tabără. Am câștigat concursul de pompieri la Dorohoi. De ce ați participat la concurs? Pentru că învățăm anumite lucruri, cum să salvăm oameni, cum să... Pentru că nu se știe niciodată ce intervine uneori într-o casă sau undeva unde ne aflăm mai mulți într-un grup și trebuie să fie cineva învățat. Ne trezim la ora 7, mergem la înviorare și apoi după amiază facem diferite activități. De aproape 7 ani, Ana Maria Ilaș participă la această tabără și reușește să îi implice pe copii atât de mult încât aceștia să-și dorească să urmeze o carieră militară. Ceea ce pe noi personal ca și profesor ne încântă, iar pe domne de la ISU își găsesc noi cadre care să continue această carieră militară care este foarte frumoasă, aceea de a salva vieți. Nu mare mi-a fost surpriza din copiii care au fost în tabără, care au îmbrățișat cariere spre medicină, spre armată, spre poliție, spre diverse alte activități în acest domeniu. Participanții vor fi evaluați la sfârșitul taberei cu ajutorul unui chestionar, iar cele mai bune echipaje vor primi cupe, diplome și medalii.